A cincea parte Cântecul 1963-1967 Capitolul 31 Mariei nu i se îngădui să participe la înmormântare. În ziua de după asasinat o sâmbătă i-a mers la serviciu, la fel ca majoritatea angajaților de la Casa Albă, îndeplinindu-și sarcinile de la biroul de presă cu lacrimile și roindu-i pe față nimeni nu păru să o observe. Majoritatea oamenilor de acolo plângeau. Era mai bine la serviciu decât dacă ar fi rămas singura acasă. Munca îi mai distrăgea oarecum atenția de la suferință, iar acum era o grămadă de lucruri de făcut. Presa internațională voia să afle toate detaliile funeraliilor. Totul era transmis de televiziune. Milioane de familii americane rămăseseră în fața televizoarelor tot weekendul. Cele trei rețele TV își anulară programul obișnuit. Știrile se refereau în exclusivitate la asasinat, iar între buletinele de știri erau difuzate documentare despre John F. Kennedy, viața lui, familia sa, cariera și mandatul său prezidențial. Erau reluate fără milă imaginile fericite cu Jack și Jackie salutând mulțimile la Love Field vineri dimineața cu o oră înainte de moartea lui. Maria își aminti cum se întrebase dacă ar fi făcut schimb de locuri cu Jackie. Acum îl pierduseră amândouă. Duminică la amiază în beciul secției de poliție din Dallas, principalul suspect Lee Harvey Oswald, era și el asasinat în direct la televiziune de un gangster mărunt numit Jack Rabbi. Un mister sinistru care se adăuga unei tragedii deja insuportabile. Duminică după amiază, Maria o întrebă pe Nelly Fordam dacă aveau nevoie de bilete pentru a participa la înmormântare. O scump îmi pare rău, dar nimeni din biroul ăsta nu a fost invitat, îi zise Nelly cu blândețe. Numai Pierre Salinger. Maria simți cum o cuprinde panica. Inima a început să-i bată mai tare. Cum să nu fie acolo când aveau să-l coboare în mormânt pe bărbatul pe care îl iubea? Trebuie să merg, exclamă ea. O să vorbesc cu Pierre. Maria, nu poți merge, replică Nelly. Pur și simplu nu poți. Ceva din tonul lui Nelly îi atrase atenția. Nu-i dădea un simplu sfat, părea aproape speriată. De ce nu întrebă Maria? Nelly își coborâ vocea. Jackie știe de tine. Era prima oară când cineva din birou pomenea de relația Mariei cu președintele. Însă în tulburarea ei Maria nici nu mai băgă de seama acesta amănunt. Nu se poate. Am fost mereu atentă. Nu mă întreba cum că n-am habar. Nu te cred. Chiar dacă vorbele acestea părură să o jignească, Neli se mulțumi doar să clatine mâhnită din cap. Deși nu mă prea pricep la lucruri din astea, sunt convinsă că soția știe întotdeauna. Maria a vrut să nege totul cu indignare, însă și-a și apoi de secretarele Jenny și Jerry, de Mary Mayer și de Judith Campbell, precum și de alte femei. Maria era sigură că toate întreținuseră relații sexuale cu președintele Kennedy. Nu avea nicio dovadă, însă intuise acest lucru de când le văzuse alături de el iar Jackie avea și ea aceeași intuiție feminină. Iar asta însemna că Maria nu se putea duce la înmormântare. Acum pricepea de ce. Văduva nu putea fi silită să dea ochii cu amanta soțului ei într-un asemenea moment. Maria înțelegea acest lucru cât se poate declar spre mare ei nefericire. Așa că luni rămase acasă pentru a urmări totul la televizor. Corpul fusese expus cu mare pompă în rotonda capitoliului. La ora 10.30, sicriul acoperit cu drapelul american fuscos scos din clădire și urcat într-un cheson tras de șase cai albi. Alaiul porni apoi spre casa albă. Doi oameni ieșeau în evidență în cortegiul funerar fiind mai înalți decât toți ceilalți. Președintele francez Charles de Gaulle și noul președinte american Lyndon Johnson. Maria aproape că nu mai avea lacrimi. Plângea într-una de trei zile deja. Ceea ce vedea la televizor era o ceremonie fastoasă, un spectacol organizat pentru restul lumii. Dar pe ea nu o interesau tobele, steagurile și uniformele. Ea pierduse un bărbat. Un bărbat cald, surzător și sexy. Un bărbat cu dureri de spate, cu riduri în colțul ochilor, căprui curățuște de cauciuc pe marginea căzii nu avea să-l mai vadă niciodată. Viața fără el urma să fie lungă și stearpă. Când camerele o arătară pe Jackie în prim plan cu chipul ei frumos vizibil în pofida vălului de doliu, Mariei i se păru că și ea se simțea la fel de nepăsătoare cu privire la ce se petrecea în jur. Am greșit față de tine. Rosti Maria spre chipul de pe ecran. Să mă ierte Dumnezeu. Tresări când auzi soneria era George Jex. Nu ar trebui să fii singură în asemenea clipe, îi spuse el. Ea simți un val uriaș de recunoștință. Ori de câte ori avea nevoie cu adevărat de un prieten, George era acolo. Intră, i zise ea. Îmi pare rău că arăt atât de neîngrijit. Purta o cămașă de noapte și un halat de baie vechi. Mie mi se pare că arăți foarte bine, răspunse George, care o văzuse arătând și mai rău de atât. Îi adusese câteva produse de patiserie pe care Maria le puse pe o farfurie. Deși nu luase micul dejun, tot nu putu să guste din ele. Nu îi era foame deloc. Pe traseu se afla un milion de oameni conform comentariului de la televiziune. Sicriul fudus de la Casa Albă la Catedrala St. Matthew unde se ținu o slujbă. La ora 12 fură păstrate 5 minute de reculegere, iar traficul se opri pe tot teritoriul american. Camerele prezentară mulțimile de oameni stând în tăcere pe străzile orașelor. Era ciudat să fie în Washington și să nu auzi zgomotul mașinilor afară. Maria și George stăteau în fața televizorului în micul ei apartament. Își aplecară capetele, iar George îi luă mâna între -a lui. Ea simți un val de afecțiune și de recunoștință pentru el. După ce se încheiară cele cinci minute de reculegere, Maria făcu o cafea. Apetitul îi mai revenise așa că mâncară împreună produsele de patiserie. Camerele nu aveau voie să filmeze în biserică astfel încât o vreme nu era nimic de văzut. George vorbea într-una ca să-i distragă atenția, iar ea îi era recunoscătoare pentru asta. Vei rămâne la biroul de presă?" O întrebă el. Ea nu se gândise la asta, dar știa deja răspunsul la întrebare. Nu, voi pleca de la Casa Albă. O idee bună. Lăsând toate astea la o parte, nu cred că am vreun viitor acolo. Femeile nu sunt niciodată promovate, iar eu nu am de gând să-mi petrec toată viața făcând muncă de cercetare. Am intrat în administrația guvernamentală fiindcă vreau să realizez mai mult. E un post liber la departamentul de justiție care cred că ți s-ar potrivi. George vorbea de parcă tocmai îi trecuse prin minte acest gând, însă Maria bănuia că el plănuise dinainte să aducă discuția în punctul respectiv. Este vorba despre politica adoptată împotriva corporațiilor care nu respectă reglementările guvernului. Se numește respectarea prevederilor legale. Ar putea fi interesant. Crezi că am vreo șansă? Cu o diplomă de la Facultatea de Drept din Chicago și doi ani de experiență la Casa Albă? Categoric. Însă negrii nu prea sunt angajați. Știi ceva? Cred că Lyndon va schimba acest lucru. Serios? Dar el este sudist. Nu te pripi să-l judeci. Ca să fim sinceri, până la capăt ai noștri s-au purtat urât cu el. Bobby-l urăște. Nu mă întreba de ce. Poate pentru că și-a poreclit penisul Jumbo după numele elefantului. Maria chicoti pentru prima oară în trei zile. Glumești. Da, se pare că e foarte mare. Dacă vrea să intimideze pe cineva, îl scoate pur și simplu și spune. Faceți cunoștință cu Jumbo. Așa vorbește lumea. Maria știa că bărbații obișnuiau să spună astfel de povești, fie ele adevărate sau nu. Redeveni serioasă. Toți cei de la Casa Albă consideră că Johnson a dat dovadă de multă nepăsare, în special față de familia Kennedy. Eu nu cred asta. Uite cei! Imediat după moartea președintelui, când nimeni nu știa ce-i de făcut mai departe, America a fost teribil de vulnerabilă. Ce s-ar fi întâmplat dacă sovieticii ar fi ales acest moment ca să ocupe Berlinul de vest? Noi reprezentăm guvernul celei mai puternice țări din lume și trebuie să ne facem treaba fără nicio clipă de răgaz și indiferent cât de profund ar fi tristețea noastră. Lindon a preluat imediat hățurile. Și foarte bine că a făcut-o, pentru că nimeni altcineva nu se mai gândea la asta. Nici măcar Bobby? Bobby cu atât mai puțin. Țin mult la omul ăla, știi bine, dar s-a abandonat complet durerii. O consolează pe Jackie și organizează funerariile fratelui său, dar nu guvernează America. Să fiu sincer, majoritatea lor noștri sunt la fel. Poate ei cred că Lindon este nepăsător, dar eu consider că omul se poartă ca un adevărat președinte. După ce slujba se încheie, și fu fuscos din biserică și urca din nou pe cheson pentru ultima parte a drumului, cea până la cimitirul național Erlington. De această dată persoanele din cortegiu urcar într-un șir lung de limuzine negre. Procesiunea a trecut pe lângă monumentul Lincoln și apoi peste Potomac. Ce va face Johnson în privința proiectului de lege a drepturilor civile? Întrebă Maria. Da, asta e marea întrebare. În momentul de față proiectul e sortit eșecului. A ajuns la comitetul de regulamente al cărui președinte, Howard Smith, nu vrea nici măcar să comunice când îl va pune pe ordinea de zi. Maria se gândi la atentatul cu bombă de la școala duminicală. Cum putea cineva să fie de partea rasiștilor din sud? Și comitetul nu poate trece peste capul lui? Teoretic da, însă atunci când republicanii se aliază cu democrații sudiști, formează o nouă majoritate și de fiecare dată resping drepturile civile, indiferent de opinia publică. Nu știu cum pot pretinde oamenii ăștia că mai cred în democrație. La televizor, Jackie Kennedy a prins o flacără eternă care s-a ardă neîncetat deasupra mormântului. George o din nou de mână pe Maria, iar ea îi zări lacrimile din ochi. Urmăriră în tăcere cum sicriul era coborât încet în pământ. Jack Kennedy nu mai era. O, Doamne, ce se va alege de noi toți acum, zise Maria. Nu știu, recunoscut George. George o părăsi pe Maria fără nicio tragere de inimă. Era mai seducătoare decât își dădea ea seama în cămașa ei de noapte din bumbac și cu halatul de baie vechi din Catifea cu părul ondulat natural și ciufulit în loc să fie îndreptat cu multă migală. Însă nu mai avea nevoie de el. Plănuia să se întâlnească în seara aceea cu Nelly Fordham și cu alte fete de la Casa Albă la un restaurant chinezesc, pentru un privechi separat, așa că nu avea să mai rămână singură. George Locina cu Greg Mâncare la Occidental Grill aflat la o aruncătură de băți de Casa Albă George zâmbi când văzu ținuta tatălui său. Ca de obicei, acesta își purta hainele scumpe de parcă ar fi fost doar niște zdrențe. Cravata lui îngustă și neagră de satin era strâmbă, nasturii de la manșete erau descheiați, iar pereverul costumului său negru avea o pată albicioasă. Din fericire, George nu-i moștenise neglijența. M-am gândit că ar trebui să ne mai bine dispunem cumva rosti Greg. Îi plăceau nespus restaurantele de clasă și bucătăria rafinată, o trăsătură pe care George chiar o moștenise. Comandară Homar și șabli, George se simțea mai apropiat de tatăl său după criza rachetelor din Cuba, când amenințarea iminentei anihilări îl determinase pe grec să-și descarce sufletul. Fiind un copil nelegitim, George se considerase întotdeauna o complicație în viața lui Greg și crezuse că el își îndeplinește rolul de tată cu conștiinciozitate, dar fără entuziasm. Totuși, de la acea surprinzătoare conversație înțelesese că tatăl lui chiar îl iubea. Relația lor continua să fie neobișnuită și destul de distantă, însă George era convins acum că se întemeia pe ceva sincer și durabil. În timp ce așteptau mâncarea amicului, George Skip Dickerson se apropie de masa lor. Era îmbrăcat de înmormântare, purtând un costum închis la culoare și o cravată neagră, ceea ce contrasta puternic cu părul său blond deschis și pielea palidă. Rostită răgănat cu accentul său sudist. Salut, George! Bună seara, domnule senator! Pot să vă deranjez câteva clipe? El este Skip Dickerson, spuse George. Lucrează pentru Lindon. Pentru președinte, mai bine zis. Trageți un scaun, rosti grec. Skip își luă un scaun de piele roșie, apoi se aplecă și îi se adresă lui grec pe un ton complice. Președintele știe că sunteți un om de știință. Ce naiba mai e și asta? Se gândi George. Skip nu-și pierdea vremea niciodată cu flecăreli. Greg zâmbi. Am terminat fizica, într-adevăr. Ați absolvit suma cum laude la Harvard. Lindon este mai impresionat de chestiile astea decât ar fi cazul. Însă dumneavoastră ați fost unul dintre oamenii de știință care au creat bomba atomică. Da, e adevărat că am lucrat la proiectul Manhattan. Președintele Johnson ar vrea să se asigure că sunteți de acord cu planurile pentru studiul de fezabilitate de la lacul Erie. George știa la ce se referea Skip. Guvernul federal finanța un studiu de fezabilitate al coastei din apropierea orașului Buffalo, care urma probabil să ducă la un proiect de construcție a unui port important. Totul valora milioane de dolari, iar cea mai mare parte urma să fie câștigată de câteva companii din nordul statului New York. Ei bine, Skip zise, Greg, am vrea să ne asigurăm că studiul nu va fi tăiat din buget. Puteți conta pe asta, domnule. Președintele consideră că acest proiect reprezintă o prioritate. Mă bucur mult să aud asta, mulțumesc. Conversația nu avea nimic de a face cu știința, iar George era convins de asta. Era vorba despre ceea ce congresmenii numeau mălai, respectiv alocarea proiectelor federale costisitoare statelor preferate. Schip spuse, cu plăcere, poftă bună. A, și înainte să plecă, Putem conta pe sprijinul dumneavoastră pentru președinte în afurisita aceea de legea grâului? Sovieticii avuseseră o recoltă proastă și încercau cu disperare să facă rost de cereale. Ca parte a procesului de îmbunătățire a relațiilor cu Uniunea Sovietică, președintele Kennedy le vânduse pe datorie surplusul de grâu american. Greg se lăsă pe spate și spuse pe un ton gânditor. Membrii Congresului consideră că în condițiile în care comuniștii nu-și pot hrăni singuri oamenii, nu e de datoria noastră să-i ajutăm. Legea greului inițiată de senatorul Mudd ar anula acordul stabilit de Kennedy, iar eu unul cred că muda are dreptate. Iar președintele Johnson este de aceeași părere, rosti schip. Nu vrea sub nicio formă să-i ajute pe comuniști. Însă acesta va fi primul vot după înmormântare. Chiar vrem să fie o palmă pentru răposatul președinte? Oare asta să fie cu adevărat grija președintelui Johnson? Interveni George. Sau vrea cumva să transmită un mesaj cum că el este acum cel care ține frâiele politicii externe și că nu are de gând să se lase contra de congres în deciziile sale. Greg Chicoti Uneori uit cât de deștept ești George. Exact asta vrea Lindon. În politica externă zise Schip, președintele dorește să se poarte cu mânuși cu Congresul. Însă, v-ar fi foarte recunoscător dacă l-ați sprijini mâine. El crede că ar fi o mare pată pentru memoria președintelui Kennedy dacă legea grâului ar trece. Niciunul dintre cei doi bărbați nu era dispus să spună lucrurilor pe nume, remarcă George. Adevărul era mult mai simplu. Johnson amenința cu anularea proiectului de doc din Buffalo dacă Greg vota în favoarea legii grâului. Iar Greg cedă. Te rog, spunei i președintelui că -i înțeleg îngrijorarea și că poate conta pe votul meu. Skip se ridică în picioare. Vă mulțumesc, domnule senator Rostiel. Va fi foarte mulțumit. George îl Înainte să pleci, schipă, știu că noul președinte are multe pe cap, dar sunt sigur că în următoarele zile se va apleca și asupra proiectului de lege pentru drepturi civile. Te rog să mă sun dacă vei considera că vă pot ajuta în vreun fel. Mulțumesc, George. Îți sunt recunoscător, spuse Schip, apoi se îndepărtă. Bine lucrat, observă Greg. Voiam doar să mă asigur că știe că sunt disponibil. Da, asta contează enorm în politică. Ospătarii le aduseră mâncare și după ce se retraseră, George zise, Eu sunt trup și suflet de partea lui Bobby Kennedy. Însă Johnson nu trebuie subestimat. Adăugă el în timp ce tăia homarul. Ai dreptate, dar nici nu trebuie supraestimat. Cum adică? Lindon are două defecte. Este slab din punct de vedere intelectual. Stai, nu te repezi. Este și ret ca un dihortexan, însă nu e același lucru. A făcut facultate de institutor și nu a învățat gândire abstractă. Se simte inferior în fața noastră a celor educați la Harvard și are dreptate. Nu poate înțelege cum trebuie politica internațională. Chinezii budiștii, cubanezii bolșevicii, acești oameni au moduri de gândire diferite pe care el nu le va înțelege niciodată. Care-i celălalt defect al său? este slab și din punct de vedere moral. Nu are principii. Susține în mod sincer drepturile civile, dar nu din considerente etice. Empatizează cu persoanele de culoare, fiindcă le consideră defavorizate așa cum se consideră și pe sine, întrucât provine dintr-o familie săracă de texani. Este o reacție instinctuală. George zâmbi. Tocmai te-a determinat să faci exact ce voia. Corect, Lindon știe cum să manipuleze oamenii dacă ia pe fiecare în parte. Este cel mai abil parlamentar pe care l-am cunoscut vreodată. Însă nu este om de stat. Jack Kennedy era exact opusul. Complet incompetent în relația cu Congresul, însă absolut superb pe plan internațional. Lindon va mânui cu măestrie Congresul, dar nu știu cum se va descurca în postura de lider al lumii libere. Crezi că proiectul de lege al drepturilor civile are vreo șansă să treacă de comitetul congresmenului Howard Smith? Greg rânji. Abia aștept să văd ce va face Lindon. Mănâncă-ți homarul. A doua zi, legea greului propusă de senatorul Munt fu respinsă cu 57 de voturi la 36. Titlul din ziua următoare fu următorul. Legea greului prima victoria lui Johnson. Funerariile se încheiară. Kennedy nu mai era, iar Johnson devenise noul președinte. Lumea se schimbase, dar George nu știa ce anume însemna asta. Nimeni nu știa ce fel de președinte avea să fie Johnson, cum avea să fie diferit. Un om pe care lumea nu-l știa mai deloc, ajunsese brusc liderul lumii libere și conducătorul celei mai puternice țări. Ce avea să facă? Urma să-și dezvăluie intențiile. Sala camerei reprezentanților era plină ochi. Luminile carelor de televiziune scânteiau deasupra congresmenilor și senatorilor adunați acolo. Judecătorii de la Curtea Supremă își purtau robele negre, iar șefii de stat major aveau piepturile pline de medalii. George stătea lângă Skip Dickerson la galerie care era de asemenea plină cu oameni așezați inclusiv pe treptele dintre rânduri. George îl studia pe Bobby Kennedy aflat jos în capătul zonei în care stăteau membrii cabinetului cu capul plecat și cu privirea în podea. Bobby slăbise mult în cele cinci zile de la asasinat. De asemenea, începuse să poarte hainele fratelui său mort, care nu îi se potriveau, ceea ce sporea impresia de om care se împuțina la trup. În boxa prezidențială se aflau Lady Bird Johnson și cele două oficiale sale. Una ștearsă cealaltă ceva mai frumușică, având toate trei coafiuri de modate. Alături de ele în boxă se mai aflau câțiva reprezentanți de marca ai Partidului Democrat. Primarul Delei din Chicago, guvernatorul Lawrence din Pennsylvania și Arthur Schlesinger, intelectualul de casă al clanului Kennedy, care, așa cum știa George, conspira deja să-l întreacă pe Johnson în cursa prezidențială din anul următor. În mod surprinzător în boxă erau și două persoane de culoare. George le cunoștea. Erau Zephyr și Sammy Wright, sa și șoferul familiei Johnson. Oare era un semn bun? Ușa mare dublă se deschise larg. Un ușier cu numele comic Fishbait Miller strigă. Domnule președinte al Camerei Reprezentanților, președintele Statelor Unite. Apoi intră Lyndon Johnson și toată lumea se ridică în picioare aplaudându -l. George avea două întrebări cu privire la Lyndon Johnson care nu-i dădeau pace și ambele urmau să-și primească răspunsul în ziua aceea. Prima era, oare avea să abandoneze problematicul proiect de lege a drepturilor civile? Pragmaticii din Partidul Democrat îl îndemnau să o facă. Johnson ar fi avut un pretext bun în cazul în care ar fi vrut unul. Președintele Kennedy nu izbutise să obțină sprijin în congres pentru proiect și acesta era sortit eșecului. Noul președinte avea dreptul de a renunța la el ca la un lucru făcut de mântuială. Johnson putea declara că legislația privitoare la spinoasa chestiune a segregării trebuia să aștepte până după alegeri. Dacă declara acest lucru, mișcarea pentru drepturi civile avea să primească o lovitură cruntă. Rasiștii ar fi sărbătorit victoria cu Klanul ar fi considerat că toate acțiunile sale erau justificate, iar polițiștii, judecătorii, clericii și politicienii albi și corupți din Sud ar fi știut că pot continua persecutarea, bătaia, torturarea și uciderea negrilor fără să se teamă că vor fi aduși în fața justiției. În schimb, dacă Johnson nu declara asta, dacă alegea să-și reafirme susținerea pentru drepturile civile, apărea o nouă întrebare. Oare avea autoritatea necesară pentru a-l înlocui cu succes pe Kennedy? Și această întrebare urma să-și găsească răspunsul într-o oră, iar perspectivele erau sumbre. Lyndon era foarte abil în discuțiile personale, dar nu era deloc impresionant atunci când se adresa unor grupuri mari în ocazii oficiale, adică exact ce trebuia să facă peste doar câteva clipe. Pentru poporul american aceasta era prima lui apariție în noua postură de lider și cu siguranță avea să-l definească în bine sau în rău. Skip Dickerson își rodea unghiile. Tu ai scris discursul?" îl întrebă George. Doar câteva rânduri. A fost un efort colectiv. Ce o să spună?" Skip clătină înfrigurat din cap. Așteaptă și o să vezi." Oamenii cu informații de la Washington se așteptau ca prestația lui Johnson să fie un fiasco. Tipul era un orator jalnic, plictisitor și rigid. Uneori se pripea învălmășindu-și cuvintele, iar alteori suna greoi. Când voia să accentueze ceva, pur și simplu striga. Gesturile sale erau stingere. Ridica mâna și împungea cu degetul în aer sau ridica ambele brațe și își flutura pumnii. Discursurile dezvăluiau în general un lindon jalnic. Johnson străbătu mulțimea care l aplauda urcă pe podium se postă la pupitru și deschise un caiet negru cu foi detașabile. George nu putu deduce nimic din aspectul lui. Nu părea nici încrezător, nici neliniștit când își puse la ochi o pereche de ochelari fără ramă, așteptând apoi cu răbdare până când aplauzele se opriră și toți cei din public se așezară în cele din urmă începu să vorbească. Pe un ton echilibrat și măsurat el rosti. Aș fi dat tot ce am numai să nu mă aflu astăzi aici în fața dumneavoastră în aceste împrejurări. Sala se cufundă în tăcere. Alesese exact nota potrivită de umilință și amărăciune. Era un început promițător, se gândi George. Johnson continuă în aceeași notă vorbind cu demnitate și calm. Dacă simțea vreun impuls de a se pripi și îl controla foarte ferm. Purta un costum albastru închis cu cravată și o cămașă cu gaică la guler stil considerat formal în sud. Își întorcea din când în când privirea dintr-o parte în cealaltă adresându-se întregii săl și reușind totodată să se impună. În stilul lui Martin Luther King el vorbi despre visuri. Visurile lui Kennedy de a cuceri spațiul de a oferi educație tuturor copiilor de a înființa Peace Corps. Aceasta este provocarea cu care ne confruntăm, zise el. Să nu șovăim, să nu ne oprim, să nu zăbovim asupra acestui cumplit moment, ci să continuăm să mergem pe drumul nostru pentru a ne împlini destinul pe care ni l-a rezervat istoria. Fu nevoit să se oprească datorită aplauzelor. Apoi continuă. Primele noastre sarcini, cele care nu mai suporta amânare, cad în seama celor de pe acest deal. Aici era problema. Dealul Capitoliului, unde se afla Congresul, fusese în război cu președintele în cea mai mare parte a anului 1963. Congresul avea puterea de a întârzia adoptarea legislației, putere pe care o folosea adeseori, chiar și atunci când președintele militase și câștigase sprijinul opiniei publice pentru planurile sale. Însă, de când John Kennedy lansase proiectul legii de drepturi civile, ei intraseră în grevă ca niște muncitori militanți dintr-o fabrică amânând orice, refuzând cu încăpățânare să treacă până și legile de rutină dând dovadă de dispreț față de opinia publică și față de procesul democratic. Mai întâi, continuă Johnson iar George își ținu respirația în timp ce aștepta să audă care era prioritatea noului președinte. Niciun discurs sau elogiu de comemorare nu ar putea onora mai elocvent memoria președintelui Kennedy decât adoptarea cât mai curând posibil a proiectului de lege a drepturilor civile pentru care el a luptat atâta amar de vreme. George sări în picioare bătând bucuros din palme. Nu era singurul. Aplauzele izbucniră din nou, iar de această dată durară și mai mult. Johnson așteptă să se facă liniște din nou, apoi continuă. Am discutat suficient în această țară despre drepturile civile. Discutăm deja de mai bine de 100 de ani. A sosit clipa acum să scriem următorul capitol și să-l trecem în hrisoavele noastre de legi. Urmă un nou ropot de aplauze. Euforic, George se uită la cei câțiva negri din sală. Cinci congresmeni de culoare, inclusiv Gus Hawkins din California, care arăta aproape alb. Domnul și doamna Wright aflați în boxa prezidențială bătând din palme și câteva persoane printre spectatorii de la galerie. Pe chipurile lor se citea ușurare, dar și speranță și bucurie. Apoi ochii îi căzură asupra rândurilor de scaune din spatele cabinetului unde se aflau cei mai marcanti senatori majoritatea acestora sudiști ursus și îmbufnați. Niciunul dintre ei nu aplauda. Skip Dickerson îi explică situația lui George șase zile mai târziu în micul birou de lângă biroul oval. Singura noastră șansă este o petiție de ridicare a atribuțiilor. ce e asta? Dickerson își îndepărtă din ochi o șuviță blondă. Este o rezoluție adoptată de congres prin care este preluat controlul proiectului de la Comitetul de Regulamente și acesta este forțat să-l trimită în plen pentru a fi dezbătut. George se simțea frustrat. Chiar trebuiau urmate toate aceste proceduri complicate pentru ca bunicul Mariei să nu mai fie băgat la închisoare în caz că încerca să se înregistreze ca să voteze? Nu am mai auzit niciodată de așa ceva, recunosc cu el. Avem nevoie de o majoritate. Democrații din Sud vor vota împotriva noastră, așa că ne lipsesc 58 de voturi. Rahat! Avem nevoie de sprijinul la 58 de republicani înainte să putem face ceea ce se cuvine? Da, și aici intervii tu. Eu? Foarte mulți republicani susțin că sunt în favoarea drepturilor civile. În fond vorbim totuși de partidul lui Abraham Lincoln, cel care i-a eliberat pe sclavi. Vrem ca Martin Luther King și toți liderii de culoare să sune susținătorii republicani să le explice această situație și să-i roage să voteze petiția. Mesajul va fi că nu poți fi în favoarea drepturilor civile decât dacă ești în favoarea petiției. George cuvință. Da, bine gândit. Unii vor spune că sunt în favoarea drepturilor civile, dar că nu le place această grabă procedurală. Aceștia trebuie determinat să priceapă că senatorul Howard Smith este un segregaționist înverșunat care se va asigura că regulamentele vor fi dezbătute în comitetul său până când va fi prea târziu ca proiectul să mai treacă. Ce face el nu este amânare, ci sabotaj. În regulă. O secretară apăru în ușa deschisă și zise. Vă așteaptă. Cei doi tineri se ridicară și intrară în biroul oval. Ca de obicei, George fu de statura impresionantă a lui Lyndon Johnson. Avea cam un metru nouăzeci, dar înălțimea nu era totul. Capul său era mare nasul lung, iar urechile arătau ca niște clătite. Dădu mâna cu George, apoi îl apucă de umăr cu cealaltă mână, apropiindu-se destul de mult încât să-l facă pe acesta să se simtă ușor jenat. Johnson zise, George, le-am cerut tuturor oamenilor lui Kennedy să rămână la casa albă și să mă ajute. Tu ai studiat la Harvard, iar eu am făcut colegiul de institutori din Texasul de sud-vest. Așa că vezi tu, am nevoie de voi toți mai mult decât a avut el." George nu știa ce să spună. Un asemenea nivel de umilință era stânjenitor. După o clipă de ezitare rosti. Sunt aici ca să vă ajut cum pot, domnule președinte. Probabil că vreo mie de oameni îi ziseseră deja asta până atunci, dar Johnson reacționă ca și cum o auzea pentru prima oară. Îți sunt foarte recunoscător, George, spuse el cu ardoare. Îți mulțumesc. Apoi trecu la subiect. O grămadă de oameni mi-au cerut să mai îmblânzesc proiectul de legea a drepturilor civile pentru ca sudiștii să-l poată înghiți mai ușor. Mi s-a sugerat să elimin interzicerea segregării în locurile publice. Sunt două motive pentru care nu sunt dispus să fac asta, George. Primul. Vor detesta legea oricum, indiferent cât de dură sau de blândă este, și nu cred că o vor sprijini oricât de mult aș modifica-o. Argumentul îi se părea foarte solid lui George. Dacă tot te așteaptă o luptă, măcar să lupți pentru ceea ce îți dorești cu adevărat. Exact. Hai să-ți spun și al doilea motiv. Eu am o prietenă și o angajată. Doamna Zephyr Wright. George și-a mintit pe soții Wright care se aflaseră în boxa prezidențială din camera reprezentanților. Johnson continuă. Odată pe când se pregătea să plece în Texas, am rugat-o să-mi ducă și mie câinele. Ea mi-a zis. Vă rog să nu-mi cereți asta." Bineînțeles că am întrebat-o de ce." Și așa este foarte greu să străbați sudul dacă ești negru," mi-a explicat ea. Nu găsești un loc unde să mănânci, unde să dormi sau măcar să mergi la baie." Cu un câine va fi de-a dreptul imposibil." Asta m-a durut, George. Aproape că mi-au dat lacrimile. Doamna Wright a absolvit o facultate totuși atunci am realizat cât de importantă este interzicerea segregării în locurile publice. Știu cum este să se uite lumea la tine de sus, George, și nu-i doresc nimănui asta. Mă bucur să aud acest lucru rosti George. Știa că era dus cu zăhărelul. Johnson încălținea de mână și de umăr stând a plecat deasupra lui și cât se poate de aproape de el scrutându-l cu o privire intensă. George știa ce încerca să facă însă chiar și așa tot avea efect. Îl emoționă povestea lui Zefir și îl crezu pe Johnson când acesta îi spuse că știa cum este să se uite lumea la tine de sus. Simți un val de admirație și de afecțiune pentru acest bărbat uria, stinger și sentimental care părea să fie de partea negrilor. Va fi foarte greu, dar cred că putem câștiga rosti Johnson. Fă tot posibilul, George. Da, domnule, replică George. Așa voi face. George îi explică Verenei Marquand strategia președintelui Johnson cu puțin înainte ca Martin Luther King să intre în biroul oval. Ea arăta senzațional în pelerina ei roșie de ploaie, însă de această dată George nu mai fu distras de frumusețea ei răpitoare. Trebuie să ne concentrăm toate eforturile în această direcție, zise el pe un ton insistent. Dacă petiția pică, va pica și proiectul, iar negrii din sud vor reveni la situația precedentă. Îi dădu Verenei o listă cu congresmenii republicani care nu semnaseră încă petiția. Ea fu impresionată. Președintele Kennedy ne tot vorbea despre voturi, dar nu ne-a arătat niciodată o listă ca asta. Ăsta-i Lyndon, spuse George. Dacă oamenii însărcinați cu convocarea parlamentarilor îl anunță că ei cred că au un anumit număr de voturi, el zice. Nu-i destul să credeți. Eu vreau să știu. Trebuie să vadă numele și are dreptate. E o chestiune mult prea importantă ca să fie lăsată la voia întâmplării. Apoi o anunță că liderii mișcării pentru drepturi civile trebuia să pună presiune asupra republicanilor moderați. Fiecare dintre acești oameni trebuie să primească un telefon de la cineva a cărui confirmare are nevoie. Asta îi va aduce la cunoștință președintele lui King în această dimineață? Exact. Johnson se întâlnise între patru ochi cu fiecare dintre cei mai importanți lideri ai mișcării pentru drepturi civile. Jack Kennedy ar fi strâns pe toți la oaltă, însă Lyndon nu se descurca la fel de bine cu grupuri mari. Și Johnson crede că liderii mișcării pentru drepturi civile îi pot face pe toți acești republicani să se răzgândească? Rosti Verena cu scepticism. Nu de unii singuri, dar mai apelează și la alte persoane. O să se vadă cu toți liderii sindicali. A luat micul dejun cu George Manny azi dimineață. Verena clătină din cap uimită. Trebuie să recunosc că este foarte energic. Apoi căzu puțin pe gânduri. De ce nu a făcut asta și președintele Kennedy? Din același motiv pentru care Lyndon nu poate cârmi un iaht. Nu știe acum. Întrevederea lui Johnson cu King se desfășură foarte bine. Însă în dimineața următoare optimismul lui George fu temperat de riposta segregaționiștilor. Republicanii de seamă denunțară petiția. McCulloch din Ohio zise că aceasta irita pe cei care altmintere ar fi susținut proiectul legii drepturilor civile. Gerald Ford declară în fața reporterilor că ar fi trebuit ca numitului comitet de regulamente să-i se lase timp pentru organizarea de audieri, ceea ce era praf în ochi. Toată lumea știa că Smith voia să înnăbușe proiectul în fașă, nu să-l dezbată. Totuși, reporterii fură informații că petiția picase. Însă Johnson nu se lăsă bătut cu una, cu două. Miercuri dimineață discută cu Consiliul de Consultanță în Afaceri, care reunea 89 dintre cei mai importanți oameni de afaceri americani, spunându-le Sunt singurul președinte pe care-l aveți." Orice eșec al meu este și eșecul vostru, pentru că țara va intra în criză. Apoi se adresă Consiliului Executiv al AFL-CIO, cea mai mare federație sindicală, zicând Am nevoie de voi și cred că ar trebui să fiți de partea mea. Fu ovaționat, iar cei 33 de lobiște ai sindicatelor din industria siderurgică luară cu asalt dealul Capitoliului. George lua cina cu Verena într-unul din restaurantele de acolo când Skip Dickerson trecu pe la masa lor și șuieră. Clarence Brown s-a dus să se vadă cu Howard Smith. George îi explică Verenei. Brown este cel mai important republican din comitetul lui Smith. Fie îi spune lui Smith să se țină tare pe poziție și să ignore lobby fie îl anunță că republicanii nu mai pot rezista prea mult în fața presiunii. Dacă doi membri ai comitetului se întorc împotriva lui Smith, deciziile lui pot fi răsturnate de o nouă majoritate. Oare se poate termina totul atât de repede? Se minună Verena. S-ar putea ca Smith să sară înainte să fie împins. Și-ar mai salva cât de cât demnitatea. George împinse farfuria din față. Tensiunea îi stricase pofta de mâncare. După o jumătate de oră Dickerson reveni. Smith a cedat jubilă el. Mâine va da o declarație oficială. După care plecă să ducă vestea mai departe. George și Verena își zâmbiră cu gura până la urechi. Dumnezeu să-l aibă în pază pe Lyndon Johnson, zise Verena. Amin, rosti George, trebuie să sărbătorim. Ce vrei să facem? Vino la mine acasă, spuse George. Mă gândesc eu la ceva.